Deputat, aveți cuvânt. Ce marginal este? Ce marginal e, domnul deputat? Amendamentul 104 respins de comisie. Vă rog frumos. Vă mulțumesc. Data viitoare promit să vă angajez stilist, domnule Zgonea. Îmi cer scuze că nu mă îmbrac suficient de frumos pentru gusturile dumneavoastră. Dragi prieteni, oameni buni, trebuie să vă îmbrăcați pentru mine, trebuie să vă îmbrăcați cu respect pentru colegii noastre și pentru cei care v-au votat, să știți, domnule deputat. Este un respect pe care trebuie să-l aveți față de cetățenii care v-au votat, nu față de, și față de colegii noastre. S-a stabilit cutuma Parlamentului ca toate parlamentele naționale să aveți haină pe noastră ca parlamentar. Dacă vreți la discotecă, discotecile sunt în altă parte, să știți și noastră. Aveți cuvântul, vă rog frumos. În rest, ce faceți dumneavoastră și cum vreți să vă ieșiți în evidență, este treaba dumneavoastră. Respectul față de dumneavoastră, în primul rând. De aceea v-am rugat să aveți haină pe dumneavoastră. Da. Asta conclude ce am tot spus în ultima perioadă legat de comunism. Așadar, amendamentul despre care vorbesc, numărul 104, se referă, doamnelor și domnilor, la nevoia Brașovului de a avea un aeroport. Vă rog din tot sufletul. Știu că fiecare dintre dumneavoastră petreceți mult timp la Brașov, mergeți în weekenduri acolo, vă place orașul nostru. La Brașov am reușit până acum să construim doar o pistă de 2 km și jumătate de asfalt, care a costat curios de mult. Am făcut un amendament la acest buget pentru 2016, astfel încât Brașovul să aibă șansa să continue lucrările la acest aeroport. Vă rog din suflet, lăsați la o parte orgolile politice, lăsați la o parte ce vă mai indică sau nu liderii de grup, și gândiți-vă că un aeroport la Brașov înseamnă dezvoltare numai pentru orașul și județul nostru, ci pentru întreaga țară. Astfel încât, vă rog, cu tot respectul pe care vi-l port dumneavoastră și oamenilor care ne-au trimis pe toți aici, votați acest amendament pentru Brașov și pentru România. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult!